În timp ce unii absolvenți își fac planuri mari de viitor și speră să fie admiși la cele mai prestigioase universități, alții sunt nevoiți să depună contestații în speranța de a obține note mai bune. Astăzi au fost afișate notele de la bacalaureat. Potrivit Ministerului Educației, examenile au fost promovate de peste 65% din numărul total al candidaților admiși. Tatiana Popescu a absolvit un liceu privat din capitală, iar la examenele de bacalaureat a obținut 3 de 10 și un 9. Tânăra spune că vrea să meargă să studieze la o facultate în străinătate. Am deschis notele și am văzut că am 3 de 10 și un 9 și am venit să dau la contestare, deoarece cred că am șansa să mai iau un 10 la istorie. Sunt fericită, chiar dacă notele nu sunt importante pentru viitorul meu, pentru că deja am intrat la universitate în Spania. Și alți tineri au respirat ușurați după ce au văzut notele de la BAC, întrucât, spun ei, aceste rezultate le vor ajuta să obțină un loc la buget la universitate. Am 3 de 8 și un 7, din păcate se putea și mai bine, dar asta e bine. Important că e concret. Facultatea o să fac peste hotare. La matematică a fost mai greu, la real un pic, dar ne-am descurcat. Nota 5 și nota 5, treci mai departe. Eu sunt extrem de mulțumită, 3 de 10 și un 9, ceea ce e minunat, 9 la română, dar mă duc să dau la contestații. Vreau să studiez mai departe medicina, la noi, medicina generală. Elevii care nu sunt mulțumiți de notele primite au la dispoziție 48 de ore pentru a depune contestații. Lucrările sunt accesibile online, cu toți verificatorii, absolut totul este transparent. Astăzi este procedura de contestare pentru cei care doresc să-și mărească nota, după care rezultatele sunt așteptate deja în regim de aproape o săptămână. Rezultatele finale după examinarea contestațiilor vor fi anunțate în data de 4 iulie.